spectatori, bun găsit, dragi copii! Astăzi, în cadrul emisiunii Educația Juvenilă, vom avea doi invitați, pe domnul Ionel Musca, Căpățână Gabriel. De asemenea, dragi copii, vă voi aduce la cunoștință noutăți de la campionatul de fotbal juvenil junior ce e organizat de Asociația Județeană de Fotbal la numărul afișat pe ecran. Domnul Scalu, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația în cadrul emisiunii Educația Juvenilă. Mulțumesc și eu pentru invitație, chiar am alergat ca să ajung, am venit la București și n-am avut timp să ne aranjăm sau să aranjăm ceva, înainte mă bucur că e așa, așa trebuie să fie o emisiune. Spontană. Serioasă. Sigur, încă o dată vă mulțumesc, domnul Muscalu. Pe elevul Căpățână Gabriel, îi voi prezenta mai târziu în emisiune când ne va interpreta două melodii la chitară. Domnul Scalu, pentru mai tineri noștri telespectatori, vă rog să ne spuneți cine este omul Ionel Muscalu. Cred că așa cel mai bine mă reprezintă sau mă rog să mă descriu. Sunt un om de 41 de ani, căsătorit, un copil, dacă vreți să fac așa, mulțumesc la fel. Giurgiu Vean, născut în Giurgiu, crescut în Giurgiu, am învățat la școala 10, la școala la liceul Ion Mărescu, pe atunci nu era colegiu. Apoi facultatea de jurnalism, facultatea de drept, trei master de-a lungul timpului divers funcții de la director în
situația de muncă, apoi secretar de stat în Ministerul Muncii o perioadă, după care am revenit la Giurgiu, administrator public al Consiliului Județean, director general la Vosim, astăzi consilier al președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, dar în același timp lucrez și niște proiecte în privat, pentru că așa cum trebuie să trăim, trebuie să muncim, trebuie să alergăm. Activitate. Asta am un hobby. Eu zic că nu-i profesie încă, nu trebuie din ea scrisul și am reușit până acum să scriu 8 cărți de poezii, o volume care au apărut. O reeditare, cărți pe care le-am scos, prima dintre ele cu sprijinul Ministerului Culturii în urma unui concurs și de care sunt foarte mândru, se numea Cailor pe preți, iar celelalte 7 mult mai cunoscute decât prima. Da. 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 Vă întreb cum era Ionel Muscalu? Ca el destul de timid și sigur încercând să învețe mult și să se lupte pentru viitor. M-am gândit și am fost de mix să am învățat de mic, că trebuie să învățăm dacă vrem să ajungem undeva în viața asta, pentru că și-am crescut în cartierul în tineretul, am stat în 200 de la scara apartamentul 2, am învățat la școală la 10, prima clasă pădurea ta, și unde am fost în urmă cu 2 ani, acțiunea școlii 10 împreună cu ambasadorul Statelor Unite
din vremea respectivă, de fapt nu era ambasadorul reprezentantul ambasadei Statelor Unite la București și cu domnul primar Barbu să vedem acolo un proiect făcut de școala, zice, un proiect foarte bun. Copilul era mititel, era doar să învețe și dincolo de asta timid, dar în același timp curaj. O familie frumoasă, un băiețel frumos și deștept. Vă rog să spuneți câte fac cuvinte. Câte fac cuvinte despre familia dumneavoastră. Da, familia mea, așa cum ați spus și dumneavoastră, e compusă din trei persoane în afară de părinți, frate și ceilalți. Suntem oameni normali, oameni care încearcă zi de zi să muncească, fiecare în dreptul lui, eu la serviciul meu, soția mea la serviciu, copilul la școală, ca să învețe bine și să meargă înainte. Și el astăzi este elev la colegiul Maiorescu, i-au dat examen anul ăsta și m-am bucurat că a fost între primii care au intrat la colegiu. Și așa. Și cam ăștia suntem. Da. După cum v-ați spus, stimați spectatori, dragi copii, în studio avem prezent pe elevul Căpățână, Gabriel. Bine ai venit, Gabriel, în emisiunea Educația Juvenilă. Bună ziua! Te rog frumos să ne spui la ce școală înveți? La Colegiul Național Ion Maiorescu. Sunt elev în clasa 7-a. Pe cine ai diriginte? Pe doamna Voan.
ai? Păi, doar chitară. Studiezi chitară la cine? La domnul profesor Mihai Dicu. Da. E vorba de o melodie clasică. Da. Te rog frumos, Găbiță. Thank you.
acțiunea dumneavoastră, care credeți că este rolul familiei în dezvoltarea anonimoasă a unui copil? Cred că este cel mai important rol. E firesc, e sprijinul, este baza, este tot ce înseamnă pentru copil acasă și tot ce pentru copil viitorul, e prezentul, dar și viitorul, fără să aibă o familie serioasă, o familie stabilă, o familie în care să-și găsească sprijinul, copilul poate să apuce pe căi nu foarte bune. Am lucrat foarte mult cu copii pentru că în direcția de asistență socială. Am fost aproape 10 ani în directorul direcției de asistență socială la municipiului Giurgiu și firesc că sărăcia este una dintre condițiile te duc către astfel de familii și care, ca să beneficieze de ajutor social, și atunci și copiii au probleme. Nu e însă constant că dacă ești sărac trebuie să fii și infractor, sau dacă ești sărac trebuie să fii și rău, sau dacă ești sărac trebuie să fii, nu știu cum, și eu am fost și sunt încă sărac, dar am fost destul de sărac când eram mic, nu? Am crescut într-o familie absolut normală, cu părinți normali, care ne-au educat însă că trebuie să învățăm să nu furăm, să nu mințim, să avem o viață normală, să învățăm pentru societatea care urmează. Uneori mai cer pătătata pentru faptul ăsta, seama că societatea nu e așa cum arată, dar la rândul meu acum spunem asta între noi, nu trebuie să audă fiul meu. Dar
Deci eu îi spun că trebuie să facă lucrurile așa cum se cuvine, serios, pentru că de fapt până la urmă cei care sunt serioși foarte multe probleme, dar la un moment dat, chiar dacă atunci când ai o reușită, partea iceberg-ului se vede mai fericirea și bucuria de a fi, eu știu, diverse locuri, munca, renunțările, toate celelalte nu se văd, sacrificiile, munca până târziu și așa mai departe. Chestiuni care, fără de care nu se poate și fiecare dintre noi trebuie și știe că le face sacrificii, face și cel bogat și cel sărac face și are care diferență, dar desigur pentru că cei bogați nu dau pe acasă și copiilor trăiesc fără ei, fără părinți, iar cei săraci nu au pune pomoasă sau nu cum să-i ajute în anumite momente când copilul simte nevoie. Însă dincolo de asta cel mai important este dragoste care o împărtășește ca părinte faptul că el trebuie să-și dea seama dacă poate sau nu se bizuie pe tine și nu contează dacă ai sau nu ai bani, dacă ai sau nu ai, eu știu, posibilități. Important este să știe că tu ești cel care îl sprijini în orice moment. Necondiționat. Necondiționat, exact. De-a lungul timpului tot felul de experiențe și cred că una dintre cele mai plăcute, deși multe au fost așa, a fost niciodată lucrul ăsta, cred că e prima dată când o fac, să ajutăm
foarte ambițioasă, învățat foarte bine, avea numai note de 10, dar nu avea bani să meargă să dea la liceu unde vrea să dea. Nu o să spun acum nici despre cine e vorba, nici despre ce liceu. Dar, sigur, sunt multe aici în oraș. Și faptul că noi am reușit atunci că mama a venit și ne-a spus, am un copil extraordinar și ne-am crezut-o și am ajutat-o. Ca să copilul acela să fie într-un foarte bun liceu din țara asta și să aibă un viitor. Cred că este de fapt familia, sprijinul pe care poți să-l dai fiului fiicei tale și faptul că pe tine se pot bizui necondiționat, așa cum absolut, fără discuție, însă e clar că nu poți să stai singur în familia ta, faci parte dintr-un mediu ambient, trăiești în toate celelalte și faci parte dintr-o societate, o societate bolnavă un pic astăzi, o societate și capa așa este, nu trebuie să nu societate care are și multe tentații de și multe rele pentru copii, mai ales pentru adolescenți, de la tutun, alcool până la droguri, de la pentru ceilalți la laptop, tabletă și astea care îi disturbă și perturbă de la activitățile pe care le au în mod constant și atunci trebuie să știi te impui și să ai o bună colaborare și un bun dialog cu copilul. Eu cred că, de fapt, copilul trebuie tratat ca un adult. Adică el are dreptul să spună ce părerea are și tu ai drept să spui ce părere ai până la urmă. Tu ești
că ești adult, e adevărat, dar el trebuie să știe că fără să colaboreze, îi va fi greu, pentru că și copiii sunt destul de ingenioși și ei reușesc foarte adesea să ne păcălească, că sunt cei mai buni sentimental, dacă îi reușește să ne păcălească, mai ales pe noi părinții, pentru că e firesc. Noi iubim și nu putem să le refuzăm multe, dar dacă greșim să le dăm totul la un moment dat, vom plăti pentru asta, pentru că prea multul spunea filozofia că prea binele este dușmanul. Și atunci e bine să faci binele cu măsură. Sigur. Cum este bine tot în viața noastră să fie cu măsură. Da. Sigur. Că da. Vă întreb acum care este cea mai mare realizare a dumneavoastră de până acum, excluzând familia care întotdeauna este pe primul plan? Fiți spus copilul, dacă mă întreb asta. Deși el este să realizeze și singur. Cred că dincolo de asta, sigur, activitatea mea profesională pentru că e firesc. Nu sunt un om bogat, n-am fost niciodată, dar pot să mă laud cu o altă bogăție care se găsește în bibliotecile multor dintre oamenii din orașul nostru, din țara noastră, din străinătate, chiar cărțile mele. Dincolo de asta, însă, am condus de aproape 20 de diverse instituții și cred că am făcut-o bine. M-am bucurat ieri, spre exemplu, când într-un anumit moment
și toți au zis cum să nu vă ajutăm, dar vreme. Am fost atât la Curtea de Conturi Naționale, trebuia să intru acolo, nu aveam buletin la mine. Dinăuntru a ieșit o doamnă și a spus, domnule, cu mine. Și a scos buletinul și l-a arătat buletinul dumneavoastră. Și a întrebat acolo să intre ca la Senat, ca la Camera de Deputați. Adică te verifică, te purifică, etc. Și-a întrebat la cine e domnul. Și-a zis, fostul meu șef. Păi fostul șef de obicei. Nu seama. Și-a zis, armă de acolo. Și-a zis, nu, că dumnealui merită. Și așa am intrat, nu aveam buletinul la mine. Da. Da. Deci, și, cred că cea mai mare realizare a mea, de fapt, este că am lăsat loc de bună ziua celor cu care m-am întâlnit sau majorității, pentru că e firesc că nu poți să împaci pe toată lumea și nu poți să împaci cu toată lumea. Sunt însă foarte puține cazuri și foarte puțin oameni cu care nu am un păcat. Da, trebuie să situații care nu putem să ajungem. Da. Domnul Zeniță, am adus câteva cărți pe care le-am mai prezentat. Aș vrea să prezint aici, însă am premieră așa, pentru că mi-a dat un director de la bibliotecă înainte de a apărea pe piață, este viitorul jurnal de literatură și aici sus se anunță o nouă carte, romanul Înger de Ceară de Ionel Muscala, adică un roman pe care trebuia să-l scriu după ce am scris 7 cărți de trebuia să apară și un roman. Și cum zicea odată cineva din oraș,
îți maturizează, te scrie un roman. Maturizarea nu vine dacă scrii un roman. Maturizarea vine dacă te maturizezi tu.
avem un oraș trist din nefericire, dar nu din cauza copiilor, ci din cauza adulților, din cauza vremurilor în care trăim și din cauza faptului că iată de 20 și ceva de ani societatea nu reușește să rezolve probleme serioase, nu reușește să rezolve problemele mai ales ale pensionarilor în ceea ce privește veniturile, dar nici ale tinerilor în ceea ce privește locurile de muncă, nici în ceea ce privește casele, locuințele și așa mai departe. Asta sunt principalele și cele mai multe altele mai mici și care te lovesc zi de zi și din nefericire iar spun vezi adesea prin jur oameni care merg pe stradă singuri. Ce e dramatic. Însă atunci când te duci către, mă gândeam că profesorii ar trebui să fie fericiți totuși, că se întâlnesc zilnic cu copiii ăștia minunat. De faptul că sunt mai dezordonați decât erau altă dată, mai disciplinați, sunt minunați și minunile astea care trăiesc alături de noi, ne fac viața frumoasă și ne fac să găsim suportabilă. Seara când vii acasă și te ia în brațe la micul și spune tati, uite asta, nota 10, te bucur, sigur, știi dacă zice că a luat 5-3, te bucur până la urmă că e copilul tău și asta e, trebuie să te gândești că ești și vina ta și să pui mâna de el să mai înveți cum am învățat eu în ultima vreme matematică. Și
se bucure pe de o parte nu au motiv, pe de altă parte însă au această cred că o stare Giurgiu venească așa să fim mai câteva motive în Giurgiu care ne mai fac să zâmbim, să ne simțim bine și mă gândesc aici și la diverse activități culturale, mă gândesc însă și la fotbal din când în când. Că omenează despre sport și nu numai fotbal, pentru că tinerii copiii noștri merg și la basket, merg și la volei, merg și la handball, încearcă să se integreze și noi încercăm să-i facem să crească armonios. Foarte mulți copii din Giurgiu care fac sport, ceea ce e un lucru extraordinar. Pe de altă parte, de vorbă cu un prieten al meu care este psiholog la universitate din Italia și îmi spunea că atunci când a venit în Giurgiu vadă că la noi copiii se mai joacă pe mai tare, că joacă fotbal, că aleargă de colo-colo prin spatele blocului, unde mai se poate, pentru că la ei nu se mai întâmplă lucrul ăsta și că începe și la noi să fie așa. Copiii noștri au programele mai încărcate, agendele mai încărcate decât ale părinților. Au dacă el ce doar chitară, vorbim despre că aici. Da. Găbiță, da. Găbiță, da. Sigur. Da. Dacă el face doar chitară, sunt copii care fac canto, fac chitară, fac dans, fac fac, eu știu ce sport și trebuie să înveți la școală. Programa este foarte încărcată. Asta văd în fiecare zi și programul lor se termină undeva seara la dimineața la 8 se termină la 10 și de fapt este la fel de încărcat ca și părinților sau uneori mai încărcat decât al
Și te întreb unde e copilăria lor, pentru că fără ea este destul de greu totuși. Noi am trăit un alt fel de copilărie în spatele blocului cu chestia la gât, alergând. Am crescut, am și scris într-o poezie că am crescut în blocurile construirii socialismului, pentru că pe tineretul când am locuit eu să construiam în continuare blocuri pe urmă trecut pe București, ne mutam parte și mergeam acolo și ne jucam în blocurile alea, deși n-aveam voie, dar ne plăcea să facem lucruri interese, așa cum le place și lor, și trebuie să fim atenți să nu facă de copii și de sport, că am pomenit de fotbal. Da. Și acum am pomenit tinerilor, nu știu, între spectatori. Am să le Liga de fotbal juvenil junior CP, organizat de AJF Giurgiu. Am să dau citire rezultatelor de pe a 6-a care s-a încheiat duminică. Voința Zobozia, Arsenal Malu 0-12, antrenor Sandu Marcu Leșeanu Cătălin, arbitri Mandu Alexandru, Bernard Andrei Popescu Dragoș, jucătorii evidenți de la Gaza de Marin Mugurel, de la Oaspeți Daia Marius. Speranțe Giurgiu Vene Malu Dunărea Giurgiu 1-7, antrenorul Constantin, arbitrii Bucurcescu Alexandru, Donțu Adrian, Tăiatu Marius, jucătorii evidențiați de la Gazde, Urucu Denis, Popazul Ionuț, de la Oaspeți, Daia Mihai, al Argeșului Mic, Hotarele Speranțele Giurgiu Vene 2-6, antrenor Sandu Marcu Remus Gușă, arbitri Vișan Marius Tănăsului Mic
Radu Cătălin. Jucătorii evidențiați de la Gaz de Țuică Mihai, respectiv Petru Iulius Coistan Eduard și de la Marian. Unirea izvoarele viitorul trestient 3 la 6 antrenor la Gaz de Cristin Neamțu la oaspes Florin Stan. Arbitrii Dugman Vlad Știrbu Adrian Pan Gabriel evidențiază la Gaz de Ciulacul Laurențiu Băceanu Adrian la oaspeți Mândrișor Marian Stan cu Daniel Ase Mihai Bravu Petru de jos 0 la 8 antrenor Florin Coman la oaspeți Maria Neacșu arbitrii Vițu Marian Dragomir Gabriel Iuga Daniel Mario în evidența la Gaz de Albiță Robert și Călin Antonio la oaspeți. Clubul sportiv școlar Giurgiu a stat. Clasamentul după așa se arată astfel. Locul întâi speranțele Giuvene Giurgiu, locul 2 viitorul Trestieni, 3 clubul sportiv școlar Giurgiu, locul 4 Malu, locul 5 Dunărea Giurgiu, 6 Petrolul Roata, 7 Argeșul Hotarele, 8 Speranțe Giurgiu Vene Malu, 9 Unirea Izvoarele 10 Mihai Ase Mihai Bravo 11 Voința Slobozia etapa viitoare care se va disputa duminică astfel, Arsenal Malu, Speranțele Giurgiu Vene Malu, Dunărea Giurgiu Argeșul Hotarele, Petrolul Roata de Jos, Unirea Izvoarele, Viitorul Trestieni, Voința Slobozia, Mihai Bravu stă. Speranțe Giurgiu Vene, Clubul Sportiv Școlar Giurgiu,
se va disputa duminică de la ora 11 pe terenul din comuna Daia. Face tot posibilul ca în cadrul prezentăm imagini de la acest meci. Am primit acum un mesaj referitor la vorbeam. Domnule Guș, ce părere aveți despre arbitrajul speranțelor juvene 2, adică Malu cu domnule Giurgiu? Ce face cu acești arbitri care au primit jocul foarte dur celor de la Dunărea și-au furat într-o singură direcție? Un adevărat măcel, copiii nu joacă de plăcere în speranța dacă vor ajunge fotbaliști profesioniști într-o zi. Dar complet. Am avut Andrei, se numește cel care ne-a trimis mesajul. Am discutat astăzi cu Ivan Iulian, care este președintele Comisiei de Arbitri în cadrul la GFF Giurgiu. Mi-a dat știință faptul că majoritatea echipilor sunt nemulțumite de arbitraj. Dumnezeu a invocat faptul că sunt tineri și trebuie să învețe. Eu când v-am spus faptul că indiferent când sunt copii, pretențiile trebuie să fie la fel. Pentru că dacă de mici obișnuim cu lucrurile făcute, exact muscal cum vorbeam, așa vor face și mai târziu. Este și pentru arbitri este mult mai greu. Pentru arbitri de pătător să arbitreze un meci de copii decât un meci de seniori. Copiii nu prea știu catare, nu știu să ferească, nu știu să cordon atât de bine pe cât cei mari. Vă întreb, domnul Muscalu, de ce ați intrat în politică? De ce am intrat în
politică, am intrat în politică pentru că am vrut. Frumos. Așa am făcut. Frumos. Am intrat în politică pentru că am vrut. Am vrut să schimb ceva, eu tot timpul am crezut că puteți o parte, da, din lucruri și pe de altă parte demonstrat să cred că schimba ceva, fiind am zis că cel mai important lucru pe care l-am făcut eu în viață a fost să-mi las loc de bună ziua și asta am făcut-o lucrând cu oamenii aceștia. Adică eu cred că am știut să manageriez foarte bine relațiile cu oamenii cu care am lucrat în așa fel încât să demonstrez că se poate face să conduci instituții și altfel decât se făcea până atunci. Conduce altfel decât, adică un management corect, un management participativ, un management în care să te implici și un management din care să câștige în primul că cetățeanul, pentru că dacă și oamenii să nu fie stresați, pentru că dacă tu ca șef și că făcând politică ajungi un șef. Și asta se și întâmplă în general, în general, pentru că nu toată lumea ajunge șef. Dar așa am gândit eu atunci. Și n-am greșit pentru că ajuns, v-am spus că am condus mai multe instituții naționale, am avut în mână bugete mai mari decât al județului Giurgiu în toți anii de când, da. De când sunt la Agenția forțe de muncă și la o simt de asemenea. Și cred că am demonstrat că se poate face politică, pentru că acolo am făcut și politică administrație, dar am demonstrat că se poate face fără să furi și fi cinstit, serios. Da. Domnul Muscalu,
nivel național, cred. Da, la nivel național. Da, la nivel specificat. Da. La nivel național mi-a fost foarte greu să apreciez pe cineva, pentru că deși l-am apreciat la un moment dat foarte mult pe Crin Antonescu, recunosc că cel mai mult l-am apreciat pe Călin Popescu Tăricean. Crin Antonescu vorbea cel mai bine din tot Parlamentul. Vorbește în continuare, este un foarte bun retor. Călim Povescu Tăricean a făcut o guvernare, zic eu, foarte bună în perioada când dumneavoastră era prim-ministru și atunci am fost secretar de stat în guvernarea Tăricianu. Și de asemenea, cred că acum a ajutat și a impus o parte din politica liberală în politica pe care o face PSD-ul și care cel mai des a fost acuzat chiar de liberal, că e prea liberal, tocmai pentru că acolo este și domnul Tăricianu, care zic eu că deși nu se vede ca om de administrație în momentul ăsta fiind președintele Senatului, de fapt are o mare importanță în această activitate. Și dacă ne întoarcem la familie și la celelalte, eu cred că dacă societatea îți oferă un suport necesar și suficient ca să-ți duci viața, atunci lucrurile se schimbă, pentru că trăim de fapt într-o societate extrem de bolnavă, am zis, și în care a fost nevoie, spre ca lucruri care nu trebuie făcute să se facă. Adică părinți să plece în străinătate pentru a putea să-și crească. Una dintre cele mai mari probleme ale tinerii care este lăsată și care sigur este lăsată de obicei în seama unor bunici sau în seama unor rude sau în seama altora care chiar dacă iubesc
vorbesc, chiar dacă țin la ei, chiar dacă vor să le dea... Nu pot înlocui părinții. Nu, nimeni nu poate să înlocui părinții. Da. Asta e foarte clar. Da. Și atunci... eu zic că totuși în perioada aceea Tăriceanu ne-a trimis să aducem România apoi în România, unii au venit, alții n-au venit. Cei care n-au venit cred că au făcut bine și bine pentru că a urmat perioada cu în care s-au tăiat salarii, s-au distrus sisteme, s-a stricat tot, lumea spune, a venit criza. Văd că deja domnul fondul unei crize internaționale, politice, mai ales și militare, așa, de securitate, și lumea uită cât de rău a făcut acesta și ar trebui să uite nici faptul că le-a tăiat pensiile, nici salariile și n-ar trebui să uite că el a distrus România în 10 ani pentru că spunea la un moment dat timpul mandatului că a modernizat sănătatea pentru că foarte de curând acum să spună că sistemul sanitar este la pământ. Spunea că a rezolvat problema învățământului și a educației, pentru ca să spun acum că sistemul educației justiției în România și justiția și toate celelalte pe care el le-a făcut să fie înfloritoare, dar nu numai pe perioada lui, și ca ciupercile așa după ploi și-au murit în aceea zi. Deci nu cred că dacă mă întrebați care este omul pe care l-am murit sincer și pe care îl urăsc că continuare este Băsescu. Sincer. Din toată inima. Deci dacă l-aș vedea în fața mea, spune toate vorbele astea la fel cum le spun acum, pentru că eu eram foarte tânăr, destul de tânăr și cu speranțe mari pentru viitorul acestei țări, pentru viitorul
familie. Și a venit acest Băsescu cu care a devastat efectiv tot ceea ce era în România. Faptul că unii își găsesc astăzi așa ascunzându-se în spatele unor sigle, unor idei, dar care au fost lângă el ar trebui să plătească cu toți la fel pentru distrugerea României și pentru faptul că au distrus destine ani de zile mafiile lor politice și mafiile lor economice ce se văd astăzi la televizor pe la toate emisiunile și nu vreau să rămânem în domeniul ăsta pentru că am venit la o emisiune educația se face într-o societate normală, într-o societate în care nu pot să mergi înainte dacă profesorul este plătit într-o societate în care valorile sunt înlocuite cu non-valori, oameni care nu știu să scrie, să citească și așa mai departe ajung să fie miniștri, ajung să fie promovați doar pe criterii de chiar și formatori de opinie la un moment dat. Formatorii de opinie din punctul meu de vedere un pic altfel pentru că liderii de opinie sunt informali sunt de mai multe feluri și ei sunt la nivel de blog de cartier. Ne dau lecții de viață. Da, ne dau lecții de viață pentru că ei au reușit. Și de fie voiați greșit. Nu e așa? Să lasă capul pe acolo de ghiocei, dar spun și ce dacă tu ai stat până la 35 de ani la școală, spre exemplu, care-i problema? Nu mi-a trebuit atâta timp. Tu nu ai înțeles care e realitatea din România. Dacă
tu n-ai înțeles care e realitatea de România, înseamnă că tu ai pierdut. Punctul meu de vedere este că nu pentru că dacă vreți de-a lungul timpului și nu e vorba doar de societatea românească, dar un studiu despre Caragiale și el trecea în multe lucruri pe care le suportă românii de astăzi. Lui nu-i plăcea natura și stătea între oameni. Stătea cea mai bine mă las și într-o cafenea să stau să mă uit la fiecare parte. Așa au apărut toate comediile lui. Uitându-se cu atenție la toți concetățenii lui din vremea respectivă, n-a fost deloc apreciat în perioada respectivă. A fost apreciat după ce a murit. Dar așa se întâmplă la noi. România. Lucrurile astea nu se întâmplă. Societatea românească sunt promovați numai oamenii care știu să perie și fii, care știu să lase capul în jos, care știu să apropie de șefii chiar și atunci nu au dreptate. Aveți dreptate, așa este, aceia sunt numiți în funcții, pentru că știu să fie docili, știu să fie ascultători. Cred că asta este una din marele drame ale poporului nostru după anii 90. Și astfel de chestii și altele legate de, eu știu, marele lor rezultate politice, care nu erau rezultate politice, au reușit să se bine, că asta a fost reușit să se combine cu diversi alți combinatori și să facă un plan politic nivel local să apară X, Y, Z primar, să ia multe voturi pentru consiliu local, județean, etc. Așa fel încât să aducă parlamentari în apoi ei, vorba lui Minescu, ne fac lege și ne vorbesc filozofie
știe, numai că ei sunt cei care au ajuns acolo știind foarte bine cum au ajuns. Și oricât ai luptat împotriva te distruge, dar nu trebuie să disperăm. Noi trebuie să mergem înainte cu viața noastră, cu gândurile noastre. Și eu cred că destui oameni totuși și în politică serioși, oameni care chiar au o gândire corectă și bună pentru comunitate care fac parte și aia trebuie să-i căutăm, să-i vedem, să fim alături de ei. Și vedem prin faptele lor, nu prin ceea ce spun. Asta aveam să vă spun, și alta sigur că da, adică avem pe domnul Nicolae Florian fără niciun fel de problemă. Dumnezeu face foarte multe gesturi umanitare. Este am fost la biserică anul trecut să fac o filmare fără să știe Dunanic că eu vin să filmez. L-am văzut printre mulțime, mi-a făcut semn niște. Ce înseamnă asta? Și altcineva a spus că nu este bine să facă trebuie de-astea. Ce înseamnă să... Eu cred că trebuie să faci trebuie de-astea. Sigur! Asta este... Asta este... posibilitățile dumneavoastră financiare, dar am ajutat de asemenea. Nu, asta nu este neapărat primordial. Nu, vreau să spun că este extrem de important ca tu prin faptele demonstrezi că faci ceva, nu prin vorbele tale. Faptul în care se realizează toată lumea. Sigur. Pe de altă parte, sigur că e una să fii într-o funcție alta este să fii în simplu cetățean. Că una este să fii lider de opinie, ești formator de opinie, ești
poate să fii un cetățean care are treaba lui. Când ești într-o... Când apar ca dumneata la televizor, când apari la Kaufland sau la Lidl sau, scuzați că fac acum, dar nu trebuie să, când apar la un hipermarket, dar la casă, ești deja un VIP al orașului. Fetele alea de la magazinele astea le cunoaște tot orașul. Pentru că ele sunt aceleași de ani de zile. Eu am fost în multe țări și am lucrat, chiar am lucrat acolo. Și am avut într-una dintre ele o discuție cu reprezentanții unui magazin care spuneau că ei la ieșirea din vestiar către case, efectiv erau pictate niște stele pe pereți și spuneau: voi sunteți starurile noastre. Le spunea care stăteau și treceau prin casă. Pentru că spuneam, funcție de cum vă purtați voi cu oamenii, noi putem să vin nu. Deci lucrurile astea sunt extrem de importante acolo și asta înseamnă să arăți bine pe o parte, dar să nu miroși urât, spre exemplu, sau să nu surd, să nu fii nervos, deși tu stai acolo două ore și te dor picioarele și te-ai nervat cineva dinainte care nu și-a strâns repede de bagajul sau care eu știu ți-a pus întrebări sau care s-a luat acertă că prețul de la raft e altul, tu trebuie să zâmbești în continuare, să faci lucrul ăsta. Așa și în politică, chiar dacă te înjură lumea și politicienii sunt cei mai trebuie să zâmbești și să mergi înainte. Ca și fotbaliștii, dar altfel. Așa este, da. Am
Direcția Viaței și Speranței, să mulțumesc domnul Muscalu pentru ajutorul și suportul dat în ultimii 12 ani asociației și implicit copiilor și tinerilor să pozitivi. Eu n-am mai lucrat de multă vreme în domeniu și totuși oamenii și-au duc aminte că am fost alături de dumnealor și că efectiv da. Faptele ne caracterizează locul de bună ziua de care am încercat de fiecare dată și când am fost director la direcția de asistență socială nu mi-a fost ușor pentru că mi-era altfel foarte greu pentru că trebuia să rezolv problema cu foarte mult și important sunt oamenii parte cei de la Consiliul de Stat, de parte și cei de la primărie. Pentru că eu susținam tot timpul că oamenii ăștia au dreptul să-și primească toate drepturile. Da, dar ei nu le primeau. Și legea este interpretabilă primul lucru că România permite acest lucru. Eu aș vrea să mă opresc la un moment dat să al doilea cântec că așa după ce terminați dumneavoastră după ce terminați dumneavoastră legea interpretabilă și din nefericire interpretabilă în multe locuri iar cei care legile în România interpretabile. Cei care știu lucrul ăsta pot folosi acolo era un cuvânt care nu s-a schimbat cred n-am mai citit legea în ultimul an dar așa acolo. Poate cineva poate sau nu poate. Și de obicei se zice că nu poți. Da. Adică dacă cineva spune tu poți, el spune poate nu pot. Și atunci dacă nu îl oblig poate, știi, și pe chestia asta a trebuit
să mergem an de rândul pe la Consiliul Județean să ne certăm cu domnul Boianciu, cu prietenul meu, domnul Coșocaru, care ne spunea că ne sprijină și pe urmă ne lăsa față. Am mers de multe ori până la minister, la guvern, ca să luăm banii pentru oamenii ăștia și ei nu uită. Asta e una. Iar dincolo de asta, în viața noastră, așa, de zi cu zi, am încercat să fim unii alături de alții, pentru că suntem giurgiuveni, pentru că ne întâlnim aici. Am întrebat prietenul tot dacă despre romi și spuneam, dar ce ne-ai văzut? Nu am crescut unul lângă altul, nu în același cartier, ne-am jucat împreună, am crescut împreună, am mers la fete împreună. Acum, ce să spun eu, că nu știu ce să spun despre, sau el despre mine. Ne cunoaștem de când eram mici. Și atunci, într-o societate în care te cunoști și în care crezi și în care crești încercând să ai bune relații, așa ar trebui să fie. Aici însă în jurul nu e așa, e o societate cenată cu oameni destul de răi în anumite zone. Vreau să spun că în general oamenii sunt buni. În jurul ăsta oameni chiar de chef, oameni distractivi, oameni simpatici. Dar sunt și alții destul de răi care nu uită și nu iartă. Însă pe aia trebuie noi să schimbăm, nu ei pe noi. Avem o forță extraordinară, suntem mulți. Da. Acum am primit un mesaj aici.
orice mesaj. Este pentru mine acest. Da. Este mie. Contra lui Arsenal Malu, unde antrenorului este fiul șefului AGF Giurgiu Mihai. Nu fac niciun fel de probleme în acest nu cred că se petrează să bage dumneavoastră lui în arbitraj la un asemenea nivel. Dar nu a demonstrat că până acum nu a fost implicat în așa ceva. La un meci frumos care echipa este mai bună să câștige, mai ales că sunt copiii comunei Malu, da. Sunt convins că nu vor fi probleme la acest meci. Domnule Remus, ce se întâmplă la început să se întâmple rezultate? Cum da, am avut săptămâna trecută de derby Speranțe Juvene Giurgiu cu Speranțe Juvene Malu. Arbitrul jocului poate a fost prea emoționat, poate nu a avut prea multe experiențe să treacă 11 pe 4 pentru Speranțele Juvene Giurgiu, a trecut 4-11 pentru Malu. Am sunat pe băiat, i-am spus că a făcut o greșeală. Înainte de joc am făcut poze și o filmare crezând că pot la emisiune, n-am putut să dau și pot demonstra faptul că de la Giurgiu amestecați, nu știu, sper că domnul Gigi Obișan, care este președintele Comisiei de
vorbesc cu el când ne ducem copiii la basket și îi aduc aminte. Vă mulțumesc mult, domnul. Vă mulțumesc mult. E gătită. Afară. Care tu vrei să o îmbrățișezi. Am înțeles că aviator. Tot aviator vrei să te faci. Vrei să urmezi o din concomitent cu profesia de aviator, să urmezi o carieră muzicală. Am înțeles că înveți foarte bine, îți place foarte mult matematica, fizica, ești vorbitor de limba engleză, este un foarte bun. Ce melodie ne interpretezi în continuare? Spun asta că ești foarte emotiv. În schimb, atunci când interpretezi numai motiv. Ce melodie ne interpretezi? Voi cânta Mazurca de Cocamoc. Te rog frumos.
foarte talentat. Mai primit câteva mesaje, domnule, ce se întâmplă rezultatul dintre speranțele Giurgiuvene și speranțele Giurgiuvene. Am discutat, ne-am spus, domnul Muscalu, ca să aducă aminte domnul să face și dincolo de toată
ce investiții și în spital. Vor veni și cadre medicale, pentru că suntem aproape de București și ei vin aici, dar pleacă pentru că nu au condiții. Sunt două lucruri aici. Una e legată de mediul în care lucrează și al doilea de faptul că nu li se oferă o casă. Da. Și solicitat primăriei și Consiliul Local și am înțeles că se va lua în discuție ca măcar naveta să le fie decontatată. Ceea ce e un lucru bun și în plus pentru acești medici, dar dincolo de asta ideea este chiar să se facă apartamente pentru medici și pentru cadrele care vor să rămână. Giurgiu a fost o trampolină și știe toată lumea. De-aia spun că ei, cei care vin din spate, așa cum și noi am rămas aici și pot rămâne aici. Și atunci, dacă găsesc condițiile necesare pentru a se dezvolta, ei vor sta aici. Eu cred însă că nevoia de dezvoltare Giurgiu, ca să nu ajungem ca zimnici sau eu știu mai rău, este urgent. Și urgent înseamnă chiar de anul care începe. Cu niște proiecte europene un pic cam târziu, pentru că ele trebuiau depuse mai de mult, dar asta e, există niște reguli sau acum, problema este că fiecare dintre aceste proiecte trebuie să fie viabile și să nu fie piața de pește pe care o mască, ca să închidem după masă și care după aia nu mai funcționează. Ne trebuie proiecte care să aducă aici bani mulți, am mai zis, sunt
domnul Mandu, când a spus că a cheltuit 25 de milioane, a spus că a cheltuit puțin între astea, să cheltuiască mult mai mult în Giurgiu și banii pe care i-au cheltuit trebuia să intre în servici. Trebuiau să intre în locuri de muncă, trebuiau să producă după aia dezvoltarea municipiului în continuare. Pentru că municipiul nostru are atâtea daruri date de natură, faptul că suntem la Dunăre, la graniță, lângă București, până la oamenii care sunt aici, sunt oameni extraordinari și adevărata valoare a acestui oraș stă în oamenii. Și oamenii ăștia care sunt o valoare trebuie puși la muncă. Asta e tot ce trebuie de fapt făcut și dincolo de asta punctul meu de vedere care este diferit de-a lor, zic că aici ar fi bine să fie adus, să fie o instituție europeană, fie o instituție națională, așa cum se face în toate statele Europei. Cum există absolut peste tot unde am fost ca reprezentant al României în respectivele instituții și care imediat după ea creează locuri de muncă și orizontal și verticală creează venituri foarte importante și dă o dezvoltare interesantă și importantă orașului. Asta universitate, pentru că trebuie în universitate serioasă, universitate care să aducă aici studenți din toată țara. Se poate face așa cum se începuse la un moment dat un proiect, dar pentru că interesele n-au coincis în ceea ce privește cei care erau înunțați. Greșit, însă, pentru că asta poate să aducă dezvoltare în modul serios. O universitate cu multe facultăți, cu multe
despre cadrele didactice cu mulți studenți, cu oameni care se cheltuiască bani aici în Giurgiu, produc dezvoltare. Absolut. Fiind pe final de emisiune domnul Scalu, vă rog să transmiteți ceva copiilor noștri. Astăzi vorbeam cu un mare editor de la editor Asemene, care l-a editat cărțile lui Nichita Stănescu și a tuturor marilor scriitori români. Așa mai departe. Și îmi spunea un lucru. Știi ce ne învață pe noi Biblia? Și am zis multe lucruri care anume importante essas coisas por dentro do cada Adam se fala as coisas do meu desejo iubiți-vă părinții, iubiți-vă copiii și lucrurile sunt pozitiv. Pozitiv. Sigur că da. Sigur. Celelalte subiecte. Cu mare plăcere. Vă mulțumesc. Găbiți să-ți mulțumesc și ție pentru prezență. Și eu. Te aștepte și altă dată. Talent real. Să vă prezint colegii mei care m-au ajutat la realizarea emisiunii de astăzi. Este vorba de Daniel Taifas, regia de emisie, George Secară, sunet, operator imagine Daniel Ficleanu și Liviu Cosat. Stimați respectatori, în fiecare joi de la ora 16 vă invit să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Vinerea de la ora 14.
copii nu